Sfecla de zahăr, lecție dedicată elevilor din clasa a 5-a. Sfecla de zahăr este o plantă cultivată de om. Spre deosebire de plantele de grădină, sfecla de zahăr este cultivată pentru obținerea zahărului. Sfecla de zahăr este o plantă bienală originară din zona Mării Mediterane. În primul an, planta are o rădăcină pivotantă, groasă, albă, tulpină scurtă și înconjurată de un buchet de frunze mari, lucioase. În al doilea an, tulpina este lungă și ramificată, pe care cresc florile mici, fără petale, grupate în inflorescență. Sfecla de zahăr este o cultură intensivă, foarte profitabilă, ce valorifică eficient fertilizarea, apa din sol sau din irigații, fiind și o bună plantă premergătoare pentru majoritatea culturilor agricole. De asemenea, sfecla de zahăr contribuie la distrugerea buruienilor și ajută la structurarea solului. Sfecla de zahăr este pretențioasă la temperatură și față de apă. Acumularea zahărului se oprește la 5 grade Celsius, iar lipsa apei reduce la fel cantitatea zahărului. Din rădăcina sfeclei de zahăr se extrage zahărul. Procesul tehnologic de prelucrare a sfeclei de zahăr constă în recepția sfeclei, pregătirea pentru industrializare, cum este spălarea și dezinfectarea, tăierea sfeclei de zahăr, mai apoi introducerea în instalația de extracție a tăițeilor. Din resturile alimentare, cum este melasa, se obține spiritul sanitar. Zahărul se poate obține și din prestia de zahăr, porumb zaharat sau arțarul zaharat. Plante înrudite cu sfecla de zahăr sunt sfecla roșie, spanacul sau loboda. Temă pentru portofoliu. Întrebați părinții sau bunicii unde se află cea mai apropiată fabrică de zahăr. Enumerați cel puțin 5 plante înrudite cu sfecla de zahăr. Care dintre ele se cultivă în grădină? 3. Scrieți 5 reguli referitoare la consumul zahărului în alimentația zilnică. Vă mulțumesc pentru atenție!